Mie îmi place rău de tot mâncarea, dar niciodată n-am știut să gătesc, așa că astăzi voi încerca să nu dau foc la bucătăria asta și vreau să gătim ceva foarte greu de făcut. Nu o să facem cereale cu lapte și nu o să facem omletă și nu o să facem nici măcar un sandwich. O să facem... Aici sunete de dobet. Șnițel cu piure. Nu șnițel de porc, pentru că nu sunt un fan al cărnii de porc, dar dacă veți apăsa pe butonul de like și mi-ai filmat picioarele. Așa. Dar dacă veți apăsa butonul și de like și dacă vă abonați canalului pentru că, bă, în decembrie vreau să postez în fiecare zi, o să vă zic că facem șnițel cu de pui, da? Cu piure de cartofi. Foarte bun, foarte gustos. Asta nu sunt la mine acasă, cred că ăsta e ulei. Hai să mergem la magazin să luăm toate chestiile de care avem nevoie. Am ajuns să cumpărăm tot ce avem nevoie ca să gătim niște șnițele corecte și un piure bun, rău de tot. Bă, cum mâncați la mine? N-ați mâncat în viața voastră la un restaurant ăsta de 100 de stele. Sper că vă place geaca mea clopoțel, care mă face să par foarte mare. Intrăm în magazin, cumpărăm ce avem nevoie și după aia dăm la vlog, vezi că te calcă băiatul ăsta. Hai să căutăm pieptul de pui. Nu vreau să iau casoletă de aia mare, că nu gătesc pentru 1000 de oameni, gătesc pentru mine. Piept de pui, file. Uite, lapte. Să rămână, aveți unt? De asta cum am văzut peste tot, că ăsta e untul. A, bă, unde-i laptele? Bă, ce căutam? Cereale. Să le faci așa să vezi dacă e sparte ouăle. Uite, da, asta are pană de la pui. Să rămână, aveți cereale? Ouă avem. Știi ce e mai frustrant? Că n-am luat coș. Mamă, dacă mă mai plimb mult pe aici, mă ia capul, Robică. Lasă-o. Salutare tuturor și ne-am găsit în umila bucătărie a lui Robinet. Aici avem ingredientele de care avem nevoie ca să facem un piure de cartofi reușit. Avem cartofi, lapte, unt, sare, bam, odată. Și ca să facem șnițele, aici avem strictul necesar ca să facem un sos foarte bun la alături de sarea. Și aici avem tot ce avem nevoie ca să facem niște șnițele perfecte. Avem piept de pui, fulgi de ăștia, făină și ouă. Nu știi că nu poți să spargi un ou așa în pumn? Da, știu, chiar nu merge și o să vă arăt și pe vlog. Dar o să-l sparg la ghivetă, adică nu o să-l sparg, că nu se sparge ouă. Cenzurize aia, Lady. Uite, copii! Bă, ăsta are pene pe el! Stai un pic să dau jos penele astea, că mi-e scârbă. Bă, ce crezi, îl sparg sau nu îl sparg? Da, sparg, dacă chimi nu sparg și o să sară pe aici și tot. Hai să iau tot ce am nevoie. Deci, prima dată vreau să mă ocup de... Ce trebuie să mă ocup prima dată? Să pui cartofii la fier. Ok, deci trebuie să curăț cartofi. Ai și tu potato peeler? Ăsta spui că e de la de te faci pe barbă cu el. Pac, luăm asta și hai să-i dăm repede. Mamă, dar urât curăț ăsta, bă. Mamă, enervant e extensiile asta. Hai, curăț și eu 10 cartofi și vă sun eu. Am curățat 4 cartofi pentru că nu vreau să fac foarte mult, pentru că nu știu eu să gătesc la cantități industriale. Mamă, am crezut că e un fir de păr, dar acum să găsesc o oală în care să-i fierb. Bă, crezi că asta e bună? Dar asta e de fiert? Că nu e oală. Sau e oală? Vlad, crezi că o să iasă bun? Crezi că o să-i placă lui bucătarul misterios? Bă, trebuie să-i tai înainte. Eu unde mă găsesc tot ce am nevoie? What the fuck? Nu mă așteptam. Pac, îi tai cubulețe, da? Mă. Lasă că așa se face. Dar nu știu mai aproape să te vadă aici ce fac. Mamă, dacă scăpam ăle. Tai cubulețe. Pac, pac, pac. Bă, e sigur că ajung cartofii ăștia. Cred că ajung, mă. Așa și le mai dau o tăietură la ăștia și e bine așa. Îi pun acum, hei, unde fugi? I-a fost frică lui ăla. De ce sare apa? Gata! Fii atent, Vlăduș, ce-am luat. Ăsta, știu că trebuie să-l tai. Mamă, de câte boluri o să am nevoie. Fii atent! Ui, ui. Ăsta e că trebuie să-l spăl înainte. Am văzut eu undeva că carnea de pui nu trebuie să o speli înainte și frate, nu sunt de acord cu asta. Mie scârbă că miroase urât carnea de pui așa. Vlad, dau încă o dată cu el, uite. Gata. Bun, și ăsta trebuie să-l fac file. Trebuie să-l mai spăl o dată, vere. Crezi că lui bucătarul misterios o să-i placă mâncarea mai condimentată sau mai necondimentată, Vlăduț? Ce bucătar misterios, mă, că n-ai zis niciodată. Ca să fie totul mai interesant, avem un șef bucătar misterios. Mamă, dar ce foame mie și ăsta deja a trecut, jumătate de ora a trecut și nu se mișcă absolut deloc. Și nu știu exact ce o să-i placă, așa că o să gătesc exact cum aș găti pentru mine toate treburile astea. Dar nu mai știu ce să mai fac, vere. Câte șnițele îi fac? Două sau unu? Păi zic că două. Două. Adică astea două. Nu mai fac și puiul ăsta. Pac. Și acum, știi ce trebuie să fac? Adică am trebuit să le bat, dar nu știu dacă găsesc aici ciocan de ăla. Păi ăsta de ce nu se închide cum trebuie? Am nevoie de un bol. Mamă, uite ce am făcut ăsta de apă aici. Când a să rivele atâta apă? Deci într-unul trebuie să fiu wow, într-unul făină și după aia fulgi de ăștia îi pun aici. Da? Pac. Vlad? Da. Câte ouă? Unu sau două? Unu, nu? Bă, da. Cum era să iasă puiul de găină? Mamă, nu mai postam vlogul ăsta niciodată, cum era scârbă. Mă rog, e un spațiu foarte mic în care mă desfășor. Ce am nevoie? Furculiță. Asta un kit că dau cu capul în ea. Pac, batem repede ăsta. Trei ou simplu, nu pun aici sare, nu? Unde pun sarea? Nu aici. Am închiriat o bucătărie specială, băieți, pentru vlogul ăsta. Pac. Eu am o oră timp la dispoziție, nu o să gătesc asta, parcă așa am zis.
Bă, da. Cât timp mai am? 40 de minute. 40 de minute? Cartofii ăștia ce fac aici? E ok? Șnițele le fierb în baie din aia de ulei, da? Vreau să le sfârm cu pumnii în goi. Bine. Pentru că dacă mai rămân vreau să le iau acasă, să le mănânc. Și le sfârm, mă, tatăl vostru cu pumnii în goi. Sunt tatăl strict, băi. Auto, pac, pac. Dar mă înțeapă în pumni. Acum că le mănâncă șeful bucătar, strict, nu cred că îi convine că îmi bag pumnul în ei, dar aia e. Sunt super, super de gros ce poate să pregătească. Sper că nu face... Deci aș mânca orice în afară de șnițel cu piure. Prima dată în ou sau în făină? Bă, stai că trebuie să pun asta la fiert. Ca să bag direct în... Da, e cafea sau e ulei ăsta, mă? Hai să vedem. E ulei ăla. E ulei, a? Da, e ulei. Care e ochiul ăsta? Ăsta e ochiul ăsta. Păi la ochiul ăsta mic, fac eu de taipa aia de ulei, ai nebunit? Combinația asta aici. Am pus multă sare. Să mai iau din ea oare? Aia nu mai știu care e sarea aia. Lasă frate că la câtă făină aici nici nu o să se simtă. O să vezi. Sau când trebuie să pun vere sarea? Nu știu. Păi, e prima dată când gătesc, gen, pe bune, ceva așa mai fancy. Făină prima dată. Deci dăm prima dată făină ca să se lipească ouul. Pac. Acum ouul. După aia, știți prin ce dăm, băieți? Prin butonul de like. Prin butonul de like, dacă nu l-ați apăsat încă. Pac! Băgăm aici. Aută-l cum... Nu prea se lipesc astea de el. Au cam dispărut toate. Da, chiar au cam dispărut toate. Păi dăm doar un șnițel. Sau îi dăm altul mai cheluț. Mă, dar oare s-a încins uleiul ăla? Nu cred că s-a încins așa repede. Mai e și focul mic. Mamă, păi și ce fac? Na, că m-am panicat. Fac sosul. Nu fac sosul, trebuie să termin cu șnițelul. Ăsta l-am luat când nu te așteptai. Ce faci, vere? Cum să deschide mie ortul să vedem care o gaură în mijloc. A, bă, s-a făcut ăsta, oare să schimb asta între ele? Când îmi dau seama dacă cartofii sunt făcuți? Bă, dar atunci mie follow pe Insta pentru că la 100 de mii vă dau ceva cadou, ce vreți cadou? Bă, când sunt ăștia gata, vere, că vreau să mut ăsta aici. Că ăsta nu pare că merge foarte repede. Am intrat în modul panică. Bă, ia să scot o farfurie pe care o să-i pun lui șeful bucătar, stai, toate chestiile, de fapt o pun aici. Deci, eu o să scot aia, o să o pun pe fund, da. Cum scap de... Nu știu cum scap de apa de la... Sau trebuie să o las și să o pisez cu apă, cu lapte? Nu, fără apă, ok, dar ai dreptate. Cum verific dacă asta ai făcut? Taie coada la o bucățică de știință. Și o arunc acolo? Da. Mă sună pain. Pain, frate, gătesc! Tu ce faci? Ce gătesc? Șnițel cu piure, dar am rămas blocat la un pas. La ce pas? Trebuie să dau șnițelul întâi prin făină, gen puiul, prin făină, ou și fulgi de porumb? Sau trebuie să dau prin ou, făină, fulgi de porumb? Cred că prima oară prin făină, ou și după aia fulgi de porumb. Da, mă, da, am făcut bine! Astăzi trebuie să-l impresionez pe șeful bucătar. Am verificat acum uleiul, e gata, deci pot să iau prima bucată de pui și o să trească să mai fac niște de-astea, bă. Ia vino încoa, să vezi la fratele tău. Ai grijă. Bă, dar e cam mare asta pentru oala asta. N-are treabă. Noi. A, bă, da, e făcut. Pac. Dar nu merge să-l pun cum vreau eu. Vlade! L-am pus, Vlade! Mamă, dar dacă dă uleiul ăsta? Știi ce am uitat eu să fac? Am realizat acum cât stăteam. Am uitat să spăl cartofii înainte să pun și miroase urât rău de tot la cartofi acolo. Dar n-are mănica. Mamă, și eu trebuie să fac curat după. Bun, avem prima bucată de șnițel acolo. Cum trebuie să fac? Făină. Făină, bam. Bam. Hai, ajută-mă un pic, bam, că bam. Iar am uitat. E bine, bine, din nou. Ou, nu fulgi, nu? Ou. Mamă, spui că ești tu. Da, eu m-am spălat pe mâini înainte, să știți, abonaților. Pac! Ai auzit cum a trosnit? Da, cred că i-am rupt coloana la puiul ăsta. Bun, și-l mai las aici un pic, până e gata ălalt. Când o să fie gata ălalt, nu știu dacă să-ți scopă șervețel. Păi pe șervețel să se scurgă, să se scurgă uleiul, da. Sau poți să-l scopi pe un grătar. No, bă, am văzut eu pe TikTok, știi ce putem să facem? Să-l băgăm și la cuptor. Uite, și aici perfect. Uite-l-eu. Dar nu cape. Ok, nu-l mai băgăm la cuptor. Bă, în viața mea n-am făcut șnițele și uite-l pe ăsta cât de frumos arată și cât de frumos plutește. Bă, dar cartofii când sunt gata? Gen, cât durează să se facă cartofii? Să-l guști, nu stai să se facă. Cum îl guști, mă? În teorie trebuia să ieși spuma sau arăci în așa. Hai, lasă spuma, că n-are treabă. Arde, mă, frige, n-am cum. Păi mai las un pic. Bă, n-are ce se întâmple rău dacă sunt prea făcuți, așa-i? Bă, e ca să observe. Să fie textura mai moale, crezi că observă bucătarul șef? Strict? Strict. Ok, acum că am terminat cu astea, pot să mă apuc să fac sosul. Deci iau un cumbol. Mamă, câteva sos am despălat. Cred că de asta nu gătește majoritatea lumii acasă. Bine, oamenii care stau singuri în București bănuiesc că mâncați mai mult pe afară și așa. Să pun tot iaurtul? Îl pun pe tot. Oricum n-am dat eu banii pe el. Ați văzut când am fost la cumpărături, ăsta nu era înainte aici. Îl avea băiatul ăsta în frigider și l-am luat. Pac. Băi. Sper să merite, frate, să închiriem bucătăria asta pentru vlogul ăsta. A costat 200 de euro să închiriem bucătăria pentru 2 ore, gen. Dacă n-apăsați pe like, eu nu vă mai fac vloguri în care gătesc. Bine, nu sunt neapărat preferatele voastre.
albastre, cred, habar n-am, nu știu că e primul, dar... Vezi că mai am deja la vreo 20 de minute. 20 de minute? Da. Bă, am uitat de asta. O să ajungă bucătarul și... Mamă, ce bun e iaurtul ăsta. Vrei? No, e ok. Și vezi că am auzit că bucătarea apetează și curățenia la locul de muncă. Nu știu ce să zic aici, la capitolul curățenie. Am la gură? Nu, no, pe ok. Ah, ok. Lasă-mă că curățenia fac eu după. El n-are de unde să știe ce se întâmplă în bucătărie. Pe ele îl interesează de ce râzi. Pe ele îl interesează rezultatul final. Usturoi. Mamă, trebuie să curăț usturoi. N-are și ăsta bucăți curățate deja? Urăsc să curăț usturoi. Cred că ajunge ciorchinele ăsta, nu? De usturoi. Sau cățel, cum îl cheamă pe ăsta? Șnițelul e gata? Îl mai las un pic. Știi cum se curăță usturoiul? Am văzut eu pe TikTok. Pac, pac. Ia uite-l! What the fuck, chiar a mers! Ce faci? Vezi că ești plin la gură. Să mor tu? Și acum zici... Mamă, Vlad! Bă, ia uite-l, bă, ce merge schema asta! Pe TikTok am văzut, nu mă așteptam să meargă, hai să... There is one impostor among us. Bun, fii atent, pac! Uite, să vă mai arăt o dată, pentru așa de acasă. Bine, normal, trebuia să spăl fundul unde am tăiat carnea, să... La, lăsați-mă în pace, pac! Îi dăm o bucată și îl zdrobim. Cum mă pune șnițelul ăla, ia uite-l. Ai văzut? Bă, chiar arată bine. Bă, dacă strângem la vlogul ăsta 3000 de like-uri, promit că facem regres cea mai virală mâncare de la fast food sau cea mai populară, nu știu, și facem și noi ăștia. Facem direct beef Wellington, da, care e cel mai greu preparat. Beef Wellington? Da. Cred că și costă mult, că e vită. 5 milioane, cred că mă duce vlogul ăla. Dacă facem vlogul ăsta 3000 de like-uri, facem, frate, beef Wellington. Wellington! Așa. Ia, fii atent, eu să-ți arăt cum a învățat mama să tai asta. Dar nu știu dacă puc aia. Nu cred că tai ca aia, nu? Bă, am mai rămas o coajă de asta aici. A, stai mă, că am ăsta. E, acolo prea târziu. Dar mai trebuie usturoi, bă, Vlad, nu? Bă, arată bine, Vlad, uite! Dar și dacă îl scoși e crud? Bă, cartofii! Stai, mai curăț repede un usturoi de ăsta și după aia mă apuc de cartofi, da? Stai, mai curăț repede un usturoi de ăsta și după aia mă apuc de cartofi, da? S-a blocat CD-ul. Bine? Dați pe Nicușor. Aoleu, că urăsc! Mamă, de ce mi-a dat fere, Dumnezeu, mâini groase așa? Pac! Mamă, dar cum e aici? Bă, dar nu mai filma Jegu, că o să vadă șeful bucătar strict, frate! Mamă, ce nu mai pot de foame, nu mai pot de foame. Mai are un minut și trebuie să fie gata. Dacă nu e gata într-un minut, pleacă acasă. Dar fuge usturoiul! E bine, mă, așa e de crunchy. E mai crunchy, ă? Cum era? Crispy! Bă, dar nu le prind vere! Și acum hai să iau asta, mamă, numai știi ce e aici în usturoiul ăsta, numai folia aia în care a fost el, aia albă. Bă, cred că ajunge, nu? Da. Cred că șnițelul ăla e gata, să nu fie nici prea făcut. Dar în ce scoți șnițelul ăla, bă? Dă ăsta. Pac. Wow, șnițelul care o luai pe el. Primul. Hai să-l băgăm pe al doilea. Uleiul nu se poate arde, nu? Bă, nu prea-mi place cum a ieșit sosul ăsta, dar lasă că șeful nu știe. Adică, ba da, o să guste. Dacă are noroc să prindă usturoi, e sos de usturoi, dacă nu e doar iaurt. Ăsta e gata. O să-l pun aici deoparte, lângă șnițel. Treaba asta nu mai am nevoie. Ce nu mai am nevoie? Vreau să scot. Știi ce vreau eu să scot, Vlad? Ăștia. Pac. Și pun capacul. Ce capac e ăsta, mă? Pune-te. Cum scot? Pune fundul peste prânz. Nu faci asta. Ia uite, Vlad, te faceți voi. Șnițelul ăla mai repune, gata? Ăsta e aproape drăinuit. Trebuie să fac așa. Fii atent, unde-i sarea? E nu, prima, pune lapte, pune ulei. Sare întâi. Fii atent, Vlad, vrei să sară ceva? Uite, fii atent. S-a plăcut? Ce mai pun? Bă, trebuie să-i bat înainte. Ca așa toată sarea a rămas pe fundul ăsta. Trebuie să pui lapte, unt. Fii atent, vrei să arăt ceva trist? Mi-a zis ăsta, la care sunt aici la bucătărie, care e lapte, să nu mai cumpăr. Atât. E perfect. Ah, ok, nu mă așteptam. Pac, unt. A schimbat vitezele la mașina de curse. Un pătrățel sau o pătrățea? Păi nu, mai puțin. Nu, atât. Mă... Îl simt eu. Pac. Ce să-l aspiră, așa e de-ai. Ia, frate, fă-ți-l ție, DIY. Bătătorul. Hai să ne apucăm de el, băieți. Cred că e mult lapte. Mai vărs din el? Mamă, Vlad! E ok, mă. Pun în pahar sau îl pun în sticlă? Hai, mă, că e bun. Mamă, e prea mult lapte, băi, și eu cream că nu ne ajunge. Mai fac repede un cartof să-l pun aici? N-ai. Nu, îi zic, nu știam, frate, câți ani ai și cream că ești bebeluș și cream că trebuie să spisez mâncarea. Nu știu șeful bucătar, bă, dar chiar, oare șeful ăla ce mai zice? N-am murit de foame într-o oră. Dar nu, că eu i-am zis că o oră mi-a să fac toate astea. Ei, am vărsat astea pe lângă toate, să mor. Cât timp mai am plat? Bă, vreo 4 minute.
4 minute? Păi gata, atunci lasă sta cu riscul ca poate să fie nefăcut. Dar nu, cred că a stat ceva timp aici. Ba, m-am oprit focul și asta le-o pun deoparte. Scoatem ăsta aici și dau 2 șnițele, ai zis, da? Da. 2, nu 1. Ok, în cazul ăsta, pac. Bă, să vezi ce plating frumos fac. Ești pregătit? Nu ești pregătit. Ia vezi farfurie, roz. Ok, cu ce pun? Cu lingurița. O să am nevoie pentru piure, pentru că la fine dining, cum se mănâncă aici la... Opa, era să cadă lingurița în piure. Ce pun prima dată? Piureu, după pun șnițelele. Ia, stai. Bă, vezi că ai și piureu, bă, pune. Bine. Am pus sare în el? Da, am pus. Da, da, ai pus sare. Așa. Băi. Îi dau două, nu fii atent, fii atent ce fac. Băi. Vlad, ești gata? Stai și mai pun un pic. Fii atent. Ăsta, da? Acum trebuie să pun șnițelele. Bă, vezi că astea sunt crispy pe bun. N-am făcut în viața mea așa șnițele frumoase. Știi ce fac? Au, 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 le tai julien. Mamă, ce idee mi-a venit. Cât timp mai am? 3 minute? Pac. Bă! Dacă era rău, zâna într-un nebuneam. Mamă, ce fine dining cu două șnițele de-astea, babane. Aaa, ce arde ăsta? Ăsta era, de l-am scos acum ultimul. Nu, ai voie să-l pun. Stai că trebuie să-l construiesc aici, Vlad. Un minut mai. Pac. Pac. Cred că se cacă pe el bucătar. Că numai apă, sos cu apă. Stai să mai pun niște de ăsta, că... Da, e puțin piure. E puțin, nu? Mare! Gata. Stai. Stop! 80% dintre voi nu sunteți abonați. Băi, abonați-vă, pe bune. Ia vedeți ce aici fac. Ei, nu! Stai, nu-i gata. Mamă! Pune-mă cu șervețel lângă, îi dai așa? Păi, dar stai că eu duc acolo. Dăm, 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 dăm. Mulțumesc. Unu, îi dau. Sau două. Hai să mergem să-l servim. Uitați, domnule bucătar șef, mâncarea este servită. Avem aici un piure de cartofi cu șnițel și cu sos. Pe ce asta? Este șnițel cu piure de cartofi și cu sos de usturoi. E cea mai bună mâncare pe care puteți să o mâncați aici la mine. Păi de ce mi-ai pus furculița invers? Asta e greșeala mea. Luați de aici. N-a de aici mănâncă șefule bucătar strict. Margine murdară. Ce margine murdară? Tu ai făcut acum. Gata, nu mai e. Ce? Hai, mănâncă că se răcește. Ai gustat? Ha? Ai gustat? Nu. Mamă, chiar n-am gustat. Hai, gustă tu. Păi tu îmi dai timp în care tu n-ai gustat, dacă nu e comestibil. Este. Cu ce ai făcut piureu? Cu lapte și cu unt și cu sare. Cum este? E bun. Este delicios, da. Este într-adevăr ok. Bine, la piure dai greu greș. Ia vezi șnițelele alea, că în viața mea n-am făcut șnițele așa crispy. Prima oară o să gust totul separat. Mm-hmm. Și după aia faci furculița perfectă. Da. Sosul, te mândrești cu el? Mă, ce da. De usturoi. Mesteci usturoi. Înțeles. Păi este mai crunchy. Așa e la noi, așa se gătește la noi, în bucătăria noastră. Astea cred că sunt cele mai bune, crispy. Îți place cum arată? Da. Păi dacă mănânci cu scârbă, domnul șef strict bucătar, cum este? Chiar arată foarte bine. E bun. Haideți, vă rog frumos, faceți furculița perfectă, domnule Vlad. Bă, de ce făceam roleplay? Că lumea te știe. Haide. Deci, o urmă de sos. O urmă de sos, da. Cu o urmă de piure, da. Și cu o... Nu e o urmă de crispy. E o frână în crispy ăla. Ai băgat. Ha? Ce sună aici? Nota 10. Câți bani crezi că aș lua pe asta la restaurant? Eu cred că cu un 25 de lei aș fi fericit. Cu piure de cartofi, cu șnițel și cu... Depinde toată, în centrul vechi, mai pe la Ploiești, mai... La Mamaia, pe nord, acolo, Mamaia Nordului. Mamaia Nordului? Da. Eu zic undeva la 45 de lei. Mamă, așa bine ieșit! Pentru că, hai să mă învăț o șmerchire, da? Vinzi șnițel de pui, două bucăți la 25 de lei, da? Da. Garnitura separat. Da, da, da. Și 18 lei piureul ăla. 15 lei, da? Mm? Și sosul 4 lei. Da. Și dacă vrei poți să vinzi la variantă de meniu și sucul pui 20 de lei și aia. Da, chiar e bun. Bun, lasă-mă și pe mine să gust. Vreau și eu. Și vreau să gust așa. Prima dată piureul. Da, mai bun, chiar n-aveai cum să zici că nu e bun. Și ce-mi place mie să fac, că n-am sos la astea, bag în piure așa. Pac. Ia. Bă, bune rău. Mă crezi că e prima dată când gătesc pe bune gen mâncare de mine, nu? Dacă faci 100.000 pe Insta, până... Câți followers ai? 94. Dacă faci 100.000 pe Insta, până
pe 1 decembrie de Ziua Românilor, okay, o să le livrez un meniu complet cu tot cu soc cuiva. Dar nu mai bine vrei să luăm un abonat random din ăștia, care e din București sau de unde e el, și să îi fiu bucătar 24 de ore? Bă, asta e mai greu, dacă tu vrei asta. Vreau asta, dacă facem 100.000 pe Insta până pe 1 decembrie, o să iau pe unul dintre voi, care mare la follow pe Instagram, da, să uită la story-urile mele ce trebuie, și o să fiu bucătarul vostru timp de 24 de ore, pe banii mei, toată treaba. Oricum, mâncarea a fost foarte bună, lui Vlad, șeful misterios, perfect, strict, i-a plăcut. Abonați-vă, pa! Money line, I'm a running.